Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la simulator de Hapciu. Hapciu! Ideea este că noi vă arătăm cum să nu faceți. Da, trebuie să vă protejați și să purtați mască dacă ieșiți din casă. Și mă și mir ce jocuri mai există, dar până la urmă dacă a existat și noi cum suntem gamer, să le încercăm. Asta este simulator de Hapciu și Cristina ștănută. Vreți să vă arăt cocolișilor cum se face Hapciu aici? 2, 3 și... De ce n-am pus mâna la gură? Trebuie să infectez oameni. Uite aici. A, trebuie să infectez oameni pe tine? Da, hai. Hapciu! Ce era? Cocolicșilor, nu mai fa așa. De acum când o să strănutați, așa. Da? Da. Sau dacă se znige așa. Rupeți butonul de culoare la 10.000 de calculatori. Mai jucăm jocuri ciudate. Nu la magazin. Haideți să mergem la magazin. Felix, lasă microfonul într-o parte. Păi dacă și, nu, și dau mouse-ul în el. Păi și acum mă de lumea. Auzi, dar ți se pare și ție că toată lumea e foarte lată aici? Ce se întâmplă? Nenea! A plecat! Stați puțin la cu verde! Da, care e. Uite, vezi acolo, tu infectezi oameni. A, odată la ceva timp poți să infectezi. Ai de capul meu! Nu stați lângă oameni. Uite, care strănută. Asta este un oraș și trebuie să-l... Ciu! Uite, arată câți oameni sunt în oraș și câți oameni sunt sănători. Ce joc, 63 de oameni i-am dat Hapciu. Stai să vedem, 2, 3 și... Bă, unde pleca? Că vreau să dau un Hapciu frumos! Ah, s-a prins de așa de la distanță, se pare. Stai să văd, oare de la ce distanță maximă se poate? Nu s-a făcut, ați văzut dacă a plecat? Păi se da, pare că nu l-a făcut. Ideea este că tu poți să dai... Dar nu te duci asta spre este el. Imun. Nu imun, dar tu dai în stânga, așa. Așa de aproape? Da. A avea așa. A, nu ești imun, dă-ți se tu, pare. Dă-ți tu un update. De unde se dă Ia să vedem de gândit de da, Evo Shop. Nu. De la hospital. Cristina. Unde se dă update? Pe ecran, fără să te miști. Nu văd. Aici? Aici? Da. Asta este update? Și merge aici așa. Nu, întoarce, înapoi. Camera, uite, aici? Unde și de aici poți să cumperi... strănuturi? Hapciuri. Hai să cumpărăm hapciuri. Și de aici poți să cumperi și caractere noi. Am dat upgrade. Am vrut să zic că poți să cumperi caractere noi din altă parte. Am vrut să arăt de unde. Stai să vedem. De la caractere? Carriers. La carriers ăștia. Oh, și cu ăștia ce facem? La cine ajută ăștia? Ce? La cine ajută ăștia? Cum te ajută? Nu știu ce te ajută, ei cumperi. Și asta alegem cu ce? Nu, nu, ia cumpărăți asta mai bine. Aici? Aia, triunghiul. Ok, 35 de puncte. Cumpără. Ok, am cumpărat, habar n-am ce-am făcut, dar haideți să vedem. A, uite-te, dă înapoi să vezi. Să dau înapoi? Hai că dau înapoi, să vedem. Dă înapoi la rate. Da. Infecția se... Dar ai cumpărat-o, de pe ea și de acolo la buy points. Și după aceea infecția se duce prin porcușor sau prin salivă și aia. Dar acum n-ai bani de porcușor. Am vrut să am le n-am. N-am dus așa. Și noi așa, hai la Hapciu. Haideți să mergem la Hapciu să le uite, dăm. Uite, eu încerc aici când sunt mai mulți odată. Uite așa. Ăsta e că și ăsta dă. Bă, și ăsta dă. Păi cum să nu dea dacă tu l-ai hapciunat odată? La... Dar Cristina, eu uite... L-am hapciunat? Uite de sus, uite cum uite așa de sus, ca să fiți mai bine. Așa, ca să poți mai bine. Uite, eu prind doi deodată, uite așa se face. E, lasă că eu prind doar una. Vrei să prind mai mult? Uite, fetele astea două așa. Merg prea în sincron. Vreau să le desincronizez. Bă, așteptați-mă! Uite așa. Le-am desincronizat. Dar de pe la spate, o, ai de cap meu. Și dacă strunta cineva de la spate, se pare. De oriunde. Asta nu, se cheamă... nu trebuie să fie doar în față. Noi acum... Asta are tricou ca tine, Felix. Nu mai zic chestii în comun cu... Stați puțin, știrile! Ne întoarcem înapoi. Sunt știri foarte, foarte importante. Asta este Andrei Escu. Andrei Escu? Da. Ce zice Andrei Escu? La mine nu a apărut, ești mai avansată. Ești mai avansată? Zice că sunt 50 de oameni prin... prin vecinătate pe care i-am hapciunat. Ai hapciunat 50 de oameni? Și habar n-au cum să-i lecuiască, da. Păi lasă că... Și o să revenim pentru mai multe informații. Am înțeles. Andrei Escu. Andrei Escu. Știrile cu Andrei Escu. Îmi pare rău că m-am întrerupt cu jocul. Și că dacă o să aibă un nepot așa să-l cheme. Da. Andrei Escu? Într-adevăr. Ce așa în blondă. A, ce blondină ești. Ha! Nu i-a plăcut, Cristina. Ai desperat de usturoi. Se pare că da. Salut, băiete, ce faci? Hapciu, doi deodată. A, nu, fata asta nu. Fata asta se pare că ești imună. Blondinule, ce faci?
Sus vedeți? Acolo ai punctele, știi? Ce se întâmplă dacă nu porți mască? Da. Probabil dacă oamenii ăștia ar fi avut mască. Deci de asta poartă mască. Ascultă-le, Andreescu. Hashtag poartă mască, serios. Uite, acum ești beginner și tu. Haide. Cu punctele de sus să-ți cumperi chestii și trebuie să ne cumpărăm, să hapciunăm mai repede. Să hapciunăm mai repede? Ok, atunci hai că vreau să-mi cumpăr ceva, că am deja 44 de puncte. Păi du-te acolo la aia, zbori. Să zbor? Stai să mă duc aici? Poți să cumperi ceva cu ea. Așa. Tu tot aici ești? Am teleportat și eu. Hai să vedem aici. Sneezes. Ăsta, 40. Am cumpărat. Nu, Cristina, nu asta. Dar ce trebuia să cumpăr? Dă-i de back. Și de la a doua, la Sneezes. Uite aici, ca să let's use sneeze more often. Nu ai o vrei? Ba da, și așa puncte. Ai un ciuciu, că n-ai trebuit să bani. Am hashtag ciuciu. Ok, infection ready. Puteai să acționezi mai repede, dar tu nu. Stai că mă duc la asta. Asta este foarte drăguță. Sau și ea joacă, nu poți să o hapciunezi, da, pe ea. Da, e player. Deci nu poți să hapciunezi playerii, trebuie doar oamenii ăștia. Odată la cât? Eu hapciunez la 4 secunde. Tu? La cât timp? Că mi-am dat ceva upgrade. Dă-i ready. La 4 secunde jumate. Foarte de aproape de tine. Cristina. Jumate de secundă crezi că e așa de importantă? Da. Salut! Haideți că e super tare jocul. Hapciunăm. Jocul ăsta până la urmă ne învață să ne protejăm. Dacă porți mască și mănuși, nu o pățești. Deci da. Vezi, asta și dacă stai mai la distanță de oameni, vedeți? Pentru că pe ăștia pot să-i fac doar dacă sunt foarte aproape de mine. Da. Stai la distanță. Știi? Și... păstrați distanța. Încearcă cu colegilor. Câte doi. Uite aici, câte doi. Dar nu merge câte doi. Ba merge, uite la mine. Uite cum... Da, degeaba mă uit la tine că nu văd și coculic și... Uite ăștia doi care stau de vorbă. Dau așa între ei. Nu. Am dat numai la unul. Pe lung, așa. Nu așa. Felix are tehnică. Cristina, uite exemplu ăștia. Lasă-mă, Felix, să fac cum știu eu, că-s așa coculic și nu văd dacă tu mi-arăți acolo pe ecran. Uite așa, pe amândoi așa aici am prins. Și uite de sus, nu mai ai uitat de jos. Păi dar de ce? Ca să hapciunezi mai ușor. Felix, eu am tehnica mea de hapciunat. I have another de hapciunat. Ce tehnica ai de hapciunat? Uite așa, direct în față se cheamă. Direct în față. Uite așa. Asta este tehnica. Acum am și eu 20 de puncte. Aia costa 15, din câte știu eu, nu? Da, dar nu știu dacă se merită. Nu merită. Aia, sneezing spread, ca să hapciunez mai cu așa, mai cu... Asta o vreau. De acolo zic că e upgrade 5? Da, și am 20 de puncte. Da, și acolo se dă, ai dat. Am dat deja. Da, acum când hapciunez, merge mai cu aer, știi? Are area mai mare de răspândire. Are mai mare de hapciunat. Da, ia să văd la băiatul ăsta. Băiete! Dar să văd la distanță. A plecat! Așa. Cum hapciunezi? Dă-te așa puțin spate, vedem cât hapciunezi. Cât hapciunezi? Stai să vedem. Asta e player. Hai să vedem pe blondina asta. Hapciunezi, sănătos. Hapciunezi destul, ați văzut? Hapciunezi sănătos. Deci dacă oamenii ăștia ar purta mască, n-ar mai putea Cristina să hapciuneze. Uite, am hapciunat două blondine deodată. Dar a fost ok pentru că stăteau chiar lângă mine așa, așteptau cumva. Ce? Știi că noi facem un punct la fiecare hapciunat? E un upgrade care îl cumperi cu 10, îți dă 2 puncte pe hapciunat. Cumpără-l acum. Stați că mă duc acum. Să vedem care este acel punct care îți dă 2 puncte. Ăla de jos și tot timpul să-l cumperi pe ăla. Cristina, acolo. Așa, rămâne să 2 puncte și după aceea îți dă 3 puncte. Asta e cel mai important, că îți dă dublu, știi? Fine. Ia să vedem, mergem în oraș. La hapciunat. Să hapciunăm. 2, 3 și... Ia. 2, 8, vezi, nu mai îți dă 1. Deci, să vedem. Uite, ăștia sunt mai mulți. Haide, că vreau pe toți. A plecat fata aia. Ba nu, că am prins-o și pe ea. 12, n-a vezi? Plecat la timp. Vezi? Dar mă și încarc mai repede, parcă. Ready. Hapciunez acolo, știi? Am făcut-o verde. Păi hapciunez, Cristina. Să știți că îmi place foarte tare jocul, adică este de actualitate. Și este educativ, vedeți? Da, deci dacă porți mască, nimeni nu te poate hapciuna. Porți mască și stai la distanță, pentru că... Uite, numai de aproape merge, vedeți? Vedeți? Este demonstrat. Așa că mai lăsați pupa acum cu străinii și... Da. Nu vă pupați cu străinii! Și stați departe de ei! Știu că mulți zic că dar n-am prietenă sau prieten... Pauză, nici cu bunica. Ok. Da, cu nimeni. Tanti, stai aici! Dar fuge de mine după aceea. Te fuge, că zice Cristina face apciu. Nu pață de mine! Și Cristina, când mai poți, mai du-te, cumpărăți, că îți mai rește acum, cu punctul, știi? Stai. Și tot cumperi tot aia. Mă duc să cumpăr tot asta. Aia e cea mai importantă, știi, că poți să hapciunezi cu aia de n-ai văzut. Upgrade. Așa. Ok. Hai că e fain. Da, pe asta, acum hapciunezi, știi? Bă. Și mai cumperi chestii de hapciu după. Am să-mi cumpăr chestii de hapciu, mi-au mai rămas și niște bani.
Se pare. Eu am 63, că tot am cumpărat chestii de hapciu. Serios? Dacă băiatul ăsta a ieșit fără mânuși, nu se protejează, fără mască și tot. Și am făcut-o. Cum poți să mergi așa, că te părăște Andreescu după? Dar să știi că era fain cum a apărut Andreescu la televizor. Păi este Andreescu. Nu pleca. A, uite-te, Cristina, și după aceea merg la spital aici, vin o să-i vezi. Eee. Să-l urmărești unde-i spitalul. Vezi când... Chiar se duc la spital? Da, când hapciunezi. Și tu trebuie să ai hapciunezi pe toți, după aceea reapar. Ia uitați. Pleacă la spital. Uite, hapciunează-i pe aia că o să pleacă la spital din nou. Hapciu! Stai, stai, că mai ai 2 secunde jos. Hapciu! Cristina, acum. Hapciu! Cristina, acum. Ia, uite la spital. Hai de mine, se duce repede. Da. Poți și o să intru? De ce? Să-i văd, doar să-i văd. Nu merg. Dacă n-am probleme, nu merg. Ok. Deci, mă duc să văd. Cine nu poartă mască, cine nu poartă mănuși? Le iau cu lopata. Măi, e foarte tare jocul. E foarte tare. Ready. Mai cumpărăți un spread. Mă duc să mai cumpăr încă un spread. Și după aceea îți cumpăr altele, tot la așa. Tot la ăsta. Da. Chiar este educativ jocul. Și ați învățat ce trebuie să faceți, ce trebuie mască, să nu faceți. Mască, mănuși, fără aglomerație. Și stați, păstrați distanța. Da. Vedeți că dacă sunt la distanță, se pare că nu pățim nimic. Ia uite, ăștia. Hapciu-ciu. Hapciu-ciu, am dat în aer. Oh, sunt și avioane. Cu avionul vin oameni, călătorește, știi? Oh. Să mai cumpăr chestii, cum am bani. Păi nu ar trebui să călătorească în perioada asta. N-ar trebui, dar știi cum este? Cum o chema? Bă, asta este imună? Cum o chema pe vedeta aia, sau vedetă? Oana Roman? Românească din aia. Uite, doi deodată. Care ea, nu, în fraților, nu-i nimic, că mergea prin Italia și acum... Acum nu știu ce s-a mai întâmplat cu ea, dar se lăuda pe la televizor. Nu mergeți, nu stați așa, vedetă, auzi. Persoană. Ok. Haide că e super tare jocul. Da. Asta are fundiță. Asta are fundiță. Ține-ți apciu pe fundiță ta. Când cum să dai apciu pe fundiță? Ok, și acum mă duc să mai cumpăr. Dar de ce tu dau aici la shop-ul ăsta? Mă atrage. Și vrei să cumperi. Mă atrage. Haideți Sneezing. Să vedem la sniz. Și tot asta facem? Tot dăm până la maxim? Păi dacă mai... e deja mai scump. 40! Dar, nu, s-a scumpit! Da, s-a scumpit cu 10. Dar gândește că tu faci dublă fiată când cumperi din aia, știi? Mai aveam un singur punct nevoie. Acum tu cât îți dă? 3-4 puncte cât îți dă? Bă, ce fata asta vine la mine? Bă, nu știu, tu câți oameni ai infectat? 123, tu 105. 105. 44, vezi, îți dă 5 la fiecare acum om. Acum mă duc. Deci aia este cel mai important lucru. Cristina, uite, asta m-a luat în brațe. Te-a luat în brațe? Păi n-ar trebui să fac asta în perioada asta, ar trebui să stea departe. Noi trebuie să ne apciunăm, dar putem să cumpărăm și spread-uri după și alte chestii, știi, ca să apciunăm cu are. Dar mi-ar fi plăcut să... Hapciunez mai repede? Să hapciunez cu, nu știu, cu steluțe, cu inimioare, cu chestii, știi? Să fie drăguț. Jocul de-abia apărut, stai că se va fi ardei de hapciu. Să fie un hapciu drăguț, așa mi-ar cu fi inimioare, plăcut. Cu inimioare, cu ceva așa să plăcut, știi? Dar nu, că dacă era drăguț, mă făcea să chiar să-mi placă. Înțeleg. Așa ideea este să... Bă! N-am făcut hapciu direct pe el, am făcut mai într-o parte. Dar de-aia să te uiți de sus, ca să vezi. Așa. Da, îmi place să se vadă, să-l văd în ochi. Uite așa. Oh, n-a prins-o. Uneori nu nimeresc. Uneori oamenii fug când mă văd. A, două deodată! Zici că am dat cu fixativ. Tu, Felix, cum te descurci acolo? Ce ți-ai mai cumpărat? Ce investiții mi-ai făcut? Mă uit aici, citesc investiții, nu știu ce. Stai să văd, cam 55 de puncte, cocolicilor. Să vedem pe ce putem să-i cheltuim. Ia, sneeze. Dau ăsta la maxim. Următorul costă 60 de puncte. Se pare. A, uite-te, mi-am cumpărat un nob. A, și ăla face în locul tău? Da, ăla dacă îl hapciunez. Ăsta stai ce crede că nu-l văd. Ăsta albi al meu. Uite ăla de acolo. Ăla galben, da. Da, ăla galben al meu și mi-am cumpărat un din ăsta și... Și ce face el, de fapt? Când lumea l-a atinge, el se hapciunează. A, înțeleg. Yeah. L-ai pus acolo și dacă cineva trece pe lângă el, o pățește. Da, el hapciunează. Auleu, este un periculos atunci. Hapciunator. Ar trebui să ne ferim de el, cocolicilor. Ferește de hapciunator. Feriți-vă de oameni care nu poartă măști. Da, Cristina, așa e bună ideea asta. Așa trebuie să faceți voi. Două deodată. A, nu două deodată. Două gemene. Dar se pare că numai pe una am prins-o. Pțiu! Dă-i de sus până te fixezi. Uneori mai nu nimeresc. Uite ce fain de aia de sus, gamera adevărat. Am făcut două deodată, ha-ha. Ai prins două hapciuri? Da. Am 42, trebuie să adunăm 60. Eu nu mă-s cumpăr aia, cumpără dacă vrei altele. Altele? Da. Bine, și atunci ce-mi recomand să-mi cumpăr? Ce? Ce-mi recomand altceva să-mi cumpăr? Magazin, hai să mergem la magazin cocolicilor să vedem ce anume putem să cumpărăm de aici.
Aici dăm upgrade. Nu, aici. La... Uite, poți să-ți cumperi sneeze rates. Mi-ar plăcea asta, să fac mai repede. Da, dă-i la maxim, dar oricum îți dă numai cu 34 secunde. Gata. Păi da, dar... probabil face o diferență. Ca să nu mai stăm atâta să așteptăm. Să fie mai rapid. Nu l-am nimerit prea bine. Ce zi? Dar de unde ți-ai cumpărat omul ăla? De acolo cu 40. De acolo cu 40? Mm-hmm. Cocolișilor, haideți să ne punem și noi un om dintr-ăla. Hopa! Nu te-am prins. Să ne punem și noi, că atunci când trece pe lângă el, să o pățească. Auzi? Când ai puncte multe, du-te la arcade. Câte puncte? Cam 46. Am 52. Mi-ajung? Îți destule? Da, par 40 un 8, dar nu prea merită. Nu prea merită, nu prea l-atinge nimeni, nu? Nu atinge nimeni, fuge de el. A, cred că totuși l-a atins cineva acum. Să știi că merită chestia aia care faci mai des, Felix. Da? Te faci mai des? Da, e mult mai ok. Mai ok. Ia uitați. Da, e mult mai ok. Pe o secundă mai ok deja. Ce s-a gătit fata asta. Degeaba și-a făcut părul dacă nu poartă mască. Eu am avut 91 de puncte. L-am jucat la jocuri de noroc și l-am pierdut aproape toate. Hai de mine. Nu jucați la jocuri de noroc. Altă învățătură, nu jucați la jocuri de noroc. Ce? Poartă mască, băiete, ai ieșit afară fără mască. Și dacă se poate și mânuși, că na, pui și mânuși, neapărat, să nu puneți mâna. Și nu puneți mâna pe sub mască, mai am văzut pe unul, masca purta, uite, până aici. Puneți și pe nară. Și pe nară, jumară, pară. Puneți masca și pe nară. Hai de mine, oricum este foarte important. Chiar dacă aveți nașul mare, tot trebuie. Câte puncte ai? 120. Am 140 de oameni pe care i-am făcut. Dar 127 de puncte. Poți să mai cumperi din asta? Mă duc să mai cumpăr. Ăsta cu rapiditate. Rapiditate? Ăsta, parte de sus. Upgrade. Și mai ai 13, nu o să faci nimic. Mai am 13, deocamdată nu fac și nimic. Și poți să dai după aceea ăla care dai, cum se cheamă, mai la distanță, că tu le ai trebuie, are mai mare de împușcare. Trebuie. Dar prima dată fac asta, să fie cât mai repede. Da. Salut! Ai ieșit la o pizza? Da. Ok, salut, fată, tot la pizza. Bine. Toată lumea este la pizza. Păi cum așa, fără mască, fără mănuși? Ce-a fost în capul tău? Vai, dar ce repede mi se încarcă, Felix. A fost o investiție super șmecheră, da. Unii ori oamenii când mă văd fug de mine, dar așa am timp repede să mă încarc și să mă duc. Beginner sunt. Tu ce ești, tot beginner? Ia de-i un sapciu. Apciu. E fain, nu? Îi fac verde, fac ca niște verde. Copaci. Și culoarea verde este foarte frumoasă. Nu știu de ce o asociază ăștia cu mirosul urât. Cred că de la urâte sau de la televizor, de la desene. De la televizor. Cum și elefantul frică de șoricel, niciodată nu frică de șoricel. Sau că maimuțele plac bananele. E ceva de la televizor ce-a făcut el. A, uite, ăsta o da hapciu! A dat hapciu omul tău? Da, o dat hapciu. Ia și tu omuri. Când vine cineva lângă el... Să-mi iau și eu omuri? Da, dă hapciu. Dar fă-ți mai mulți, dar fă-ți 100. Mă duc să-mi fac mai mulți omuri. Ok, vorba lui Felix. Ne facem mai mulți omuri. Am 99. Cât costă unul? Unul 40 și altul 60. Iei 2. Hai să-mi iau 2. Am 105. Când vine cineva lângă el, îi fac hapciu. Haide să mergem. Deci, de unde? De la carrier ăsta, da? Și scumpe pe ăsta de 4, 40, da? Bye. Ok. Și ăsta de 60. Bye. Gata, și după aceea, auzi, dar poți să-ți ieși dintre ăștia mai arăt. Felix, dacă ei sunt mai arătoși, oamenii vin mai mult la ei. Nu mai sunt oameni pe aici, dar... Serios acum, am înțeles, are sens. Haideți că încep și eu să mă prind cum funcționează jocul. Nu mai sunt oameni. Nu mai sunt oameni? Cum nu mai sunt oameni? Să înțeleg că au început să stea prin casă? Da. Atunci e bine. Dacă plane arriving, vine următor avion. Deci oamenii călătoresc. Uite, vine să vezi avionul, vine să vină avionul. Uite la cameră, uite la cameră. Unde? Unde sare camerul? Da, ăla nu ești tu care sare. Da. Uite, okay. Și vin din aeroport toți. Hai la aeroport. Ai de capul meu. Nu călătoriți perioada asta. Stați acasă, lăsați vacanțele. Ce fata asta e doar hapciu și tot nu vrea. Prinde, Cristina, hapciuază-i. Că nu poartă mască? Mai ales în aeroport ar fi trebuit să fie plin de măști. Da. Băi, dar ăștia merg foarte repede. Eu nu prea mai stau pe aici, că merg prea repede. Păi faci cum sau și tu. Stau așa și le fac din... Când prind o blondină din asta. Aoleu, a dispărut. I-am făcut și a și dispărut. O, aia lată hapciu. Vai de capul meu, nu știu ce se întâmplă, ăștia dispar. Adică dispar. Le-am dat un hapciu și nici măcar nu s-au făcut verde, au dispărut. A fost hapciu puternic, Cristina. Cred că da. Trebuia să stau aici. Stau la aeroport aici, că vin o grămadă. Eu nu mai stau acolo la aeroport. Nu mai face ție. Nu mai stau la aeroport pentru că oamenii merg prea repede. Stau aici, în parc. Dacă nu. N-am prins-o pe blondină. N-ai prins-o pe blondină?
Așa, am făcut, dar stați puțin, mi-am luat și eu un noob dintr-o la. Ia să văd unde sunt. Unde al tău? Ăsta cred că e al meu. Ești al meu, băiete? Ăsta, când vine cineva lângă el, face ciu-ciu. Băiete, ești al meu? Ia să vedem cum face. O, dar nu face, frate, trebuie doar să-l atingă. Păi, las că câștigă și de la ei. Câștigă de la ei? Cred că trebuia să-mi iau eu altceva. Mă duc aici la magazin ce să văd ce pot să-mi iau. Stai să vezi ce-mi iau. Mă duc să-mi iau dintr-o ăsta timp mai repede. Așa. Și-mi iau și spread. Așa, de bea puțin. Nu știu ce fac ăsta de la prima raid. De la raid. Ia să vedem. Ceva cu animăluțe. Allows for transmission via cumpărat-o. Animals. Okay. Și asta? Ăsta în apă. La mine vorbește Andreescu, că am făcut mai mult, știi? Ce face Andreescu? Eu mi-am cheltuit banii. Zice, spălați-vă cu săpun și cu apă. Așa zice. Andreescu. Are dreptate. Ia să vedem. Blondino? Olu, stai că nu i-am scut bine. Trebuia să fiu mai în fața ei. Așa. Să știți că este foarte fain jocul și până la urmă este educațional. Cristina, vine puțin la arcade. Mă duc la arcade, stai ce văd. Unde este? Uite aici. Acolo, unde e gamerul? Da, și ce se întâmplă acolo interesant? Stai. Hai să arăt ce se întâmplă foarte interesant. Vino, dați că te aștept acolo. Stai că n-am putut să mă abțin. Ia să vedem, coculeților, ce se întâmplă acela arcade. Sunteți curioși? Ideea este că pui bani și să cadă asta, știi? Dacă să cadă ce? Tu când îți dai bani, da? dacă dai un drop, îți cade o monedă și moneda aia o să le împingă pe cealaltă, dar așa am făcut eu și mi-am plut toți banii. Că trebuie să calculezi. Păi nu, Cristina, că tu dai bani din aia de sus. Și acum îți cade, știi că ți-mi... Stai, o să cadă la un moment dat. Înțelegi? Ok. Cred? Deci și... scopul este să cadă monedele astea de pe asta? Ca să ți le împingă pe alea de jos, să-ți vină buzunar. A, înțeleg. Uite cât de aproape sunt eu de telefon. Ce? Mai dau? Nu, că îți consum bani, nu se merită. Consumă banii, nu merită. Este o păcăleală? E o păcăleală de... Oh. Atunci, dacă toți sunt aici, stai să vedem ce mai putem să mai cumpărăm. Cumpărăm aici la Sneezes, dăm aici Sneeze Spread, upgrade-ul ăsta, așa, am făcut o achiziție tare bună, coculeșilor, pentru că acum avem aria de răspândire puțin mai măricică. Uite, îmi vine telefonul acum și mie. Îți vine telefonul? Că tot dau. Deci ideea este să-ți cadă telefonul ăla jos? Dar nu știu ce-ți dă telefonul, că poate îți dă ceva fain. Că nu prea am înțeles când mi-ai explicat așa de bine. Nici eu nu știu care. Nenea! Nenea, sunt ready. Așa. Cum ți-ai permis să pleci din casă fără mască și fără bănuși? Blondino, brunetto. Ea deja se duce la spital, se pare. Din câte văd, eu nu prea mai sunt atât de mulți oameni pe aici pe afară. Au început să stea mai mult în casă, ați văzut? Da, păi când vine din nou următorul avion. E, da. Uite, băiete. Băiete, nu mă bagi în seamă. Ce e ce la Evo Shop? Vreți să vedem? Ai intrat? Să vezi aici. Ce? De înapoi. You must evolve your virus to enter. Trebuie să-l dai upgrade la virus. Păi, dar vreau să-i dau upgrade. Păi dă-i. Acolo unde e porcușorul și tot. Unde e porcușorul? Da. Acolo? Da, acolo. Haideți să mergem acolo să vedem. Că te-ai dat numai la capciu. Deci aici e porcușorul ăsta? Da, aici. Și acum cum dau? Cum dai? Dai pe apă și o cumperi. Și tot okay. Să cumperi upgrade-ul, știi? Ah. Uite cât de avansat e gamerul față de tine. Vino, vreau să vezi. Uite la gamer. Stai să vedem gamerul. Ah. Gamerul are încă vreo două chestii acolo, în plus. Uite. Ia uitați avionul! Oamenii ăștia nu se învață minte să nu mai călătorească perioada asta. Cred că la 200. Nu știu, la mine am 212 și deja a venit Andreescu. Și la mine a venit Andreescu. Du-du-du, Andreescu este aici. Oameni, ce faceți? Am mai multe vești pentru voi. Să vedem, fluța pe săpun. Dar ce fain. Acum, după cum știți, sunt 200 de cazuri cu hapciu. Trebuie neapărat să vă spălați pe mâini cu apă și săpun pentru 30 de secunde ca să scădeți rata infecției. Da. Acum, haideți să luptăm cu hapciul. Cristina, cred că cel mai bun e să cumperi chestia care îți mărește... Aria, nu? Nu, aria. Care îți mai dă cu un punct în plus, știi? Ok. Mai cumpără și acum, că tot timpul... Ca să-mi dea bănuți. Păi îți dă în plus și ești în avantaj. Aia trebuie mărită prima. Să scoți banii repede. Dar uite, să știi că, într-adevăr, când dau hapciu, se duce mult mai mai în față. Tu te cumpărăți. Nu se duce stânga-dreapta, dar se duce mai de la distanță. Cumpărăți aia care îți dă mai mult bani de hapciu. Acum, nu la raid,
aia de jos. Asta. Dacă îți dă în plus, știi? Și îți dă... E ca și cum când faci un om, faci 7 oameni, știi? Da, mi-am mai cumpărat încă ceva. Merită, Felix, merită. Are de hapciu. Stai să plimbi pe toți oamenii. Vino cu acea. Uite, unde te duci tu? Așa de seama lângă altul. Dar ce stați lângă altul acum? Vine area de hapciu. Felix, tu unde ești? Că nu te mai văzut pe aici de mult. Uite, acolo e gamerul. Mă duc să mai cumpăr o din aia. Când faci, vedeți pe gamer? Când faci, da, când faci 70 mai cumperi una. Că acum îți dă câte 7 la fiecare din asta. Ce nebunie. Să știți că e fain așa că poți să evoluezi aici. Și într-adevăr, ia uitați ce lung este strânutul. Ce lung e hapciu ăsta. Nu mai trebuie să mai fiu atât de aproape, știți? Eu am investit la jocul de noroc 200 de puncte de hapciu și am câștigat 190. Wow, dar e fain ăla cu spread-ul! Pe la urmă, eu mi-am cheltuit banii bine. Uite și tu la ce distanță. Este foarte fain. Toate sunt faine. Hai că pe blondina asta n-am prins-o încă. A avut noroc. Ce îți mai cumperam? Mă duc să cumpăr are de hapciu și viteză. Stați, vedeți. Nu-ți poți să dăm plus. Asta, sneeze rate, că-mi place foarte tare și asta. N-ai bani, mai trebuie. Așa, mai trebuie după aia. Îți place să dai hapciu repede? Îmi place să dau hapciu repede, știi? Decât să stau, să aștept. Tu, fetiță, ce faci? De ce stai acolo? Vino și tu aici cu noi. Oh my god, nu mai sunt oameni! Nu mai sunt oameni, iar trebuie să vină avionul nou de elicopter. Stați, vedeți că acuș vine de la aeroport, vine o grămadă. Mamă. Unde sunt oamenii? Unde sunt? Are de hapciu. Unde sunt, Felix, că nu mai sunt? Aeroportul vine în 46 secunde. 46 de secunde? Haideți să stăm și să-i așteptăm. 230 am făcut, da. Tu 241. Felix, este cu 11 înaintea mea. Ok. A, uite aici arată, 250 plus, ești advanced. După aceea da, deocamdată sunt beginner. La 250 o să fim advanced. Nu cred că e ceva la care chiar aș vrea să fiu advanced, serios, acum. Deci ăștia sunt doar jucătorii. Eu mă duc la aeroport, acolo. Uite, că și eu. Uite, deja a venit. Deja au venit oamenii. Hai, te dăm hapciu. A, primul. L-am făcut pe primul. A, ce repede pot să dau acum. E foarte fain că pot să dau repede. Poți dai repede? Mai puțin de o secundă. Ha, mi-a făcut o investiție tare bună. Bravo, Cristina, investiție de hapciu se cheamă. Și am și hapciu lung. Ai și hapciu lung. Hashtag hapciu lung. E bine, bă, dar ce? Voi ați văzut că eu sunt aici și vă duceți în altă parte? Să da seama că vii. 91, tu te descurci bine cu hapciu. Ai hapciu lung? Da, am hapciu lung. Uite, e foarte fain. Purtați mască, că dacă nu, pățiți cu hapciu. Într-adevăr. Uite și tu, deci nu pot să cred cum merg. Cred că n-au nicio treabă. Și se pare că dacă nu se protejează, îi prinde. Deci îi prinde Cocos Cristina pe toți. Da, îi prind eu. Trebuie să-i învăț, să poarte măști. Trebuie să mai ască că dacă nu vine Cristina cu area de hapciu. Personajul meu din Roblox, da. Cu area de hapciu. Aici vă învățăm. Uite, ăștia merg în partea asta, merg în partea asta. S-au prins, ai văzut? Da, merg în partea asta. Mă evită. De ce mă eviți? Și pe la spate, oricum am putut. Ok, tu ești un jucător, ești chimist? Ok. Da, s-au dus cu toți în parc. A hipnotizat, a hapciunat mulți. Da? Da. Este avansat? 500, nu știu cât are. Oh! Felix, și eu sunt avansat, am trecut deja de 250, te-am întrecut! Bă, Cristina! Ce înseamnă să-ți faci dintr-o ăsta update ca să faci foarte rapid? Una s-a ascuns. Uite și de la spate. Cristina, mai cumpără ceva, că ai bani? Imediat, două, știi? Știți ce-mi cumpăr? Ăla care îmi dă mai mulți bani. Acum este timpul să investim în asta, da. Facem cu și ăsta. Ăsta îmi place mie și ăsta place mie. Aproape ești maxată, Cristina. Ești maxată, frate. Cristina are aproape maxim de hapciu. Mă simt ca un boss. Cum este maxim de hapciu? Ia să vedem. Este fain. Uite, populație, doar 17 oameni mai sunt aici. Doar 17? Da. Păi haideți să le arătăm că este important să poarte mască și la ăștia 17 pe care au mai rămas. Hapciu. Fată, cum ți-ai permis să-ți faci freza, dar să nu ai mască? E verde. Mai sunt oameni? Te uiți acolo la population, la zid. Uite, population 75 stânga. Ah, ok, aici. Population zid 28, 28 de oameni. Înseamnă că o să vină, iese din spital, vindecați. Înțeleg. Bine că se vindecă măcar. La spital. Deci Cristina, da, Cristina, poți să mai cumperi ceva până atunci? Mai cumpăr ceva? Păi, am 94. Ce aș putea eu să mai cumpăr? Ia și vedem. Păi poți să-ți cumperi... nu, de la tot Sneezes. Sneez, nu? Poți să cumperi puncte mai multe sau spread-ul mai mare sau Sneez rate mai mare. Maxează-l. Hai să maxăm aici. Uuuu!
maxim, gata. Maxată se de pare că chiar sunt o avansată. Ia să văd ce faci. Uite, tu 267. Cât de repede dai tu? Fac foarte repede. Dai, să văd. Uite, 1. O dată la o secundă sau cât da. Arată acolo jos? O secundă. O secundă și 500. Ia uite, tu ce repede. Haideți să mă duc aici la aeroport. Mai am distrat super tare până la urmă. Și m-am distrat. Deci, până la urmă din jocul ăsta ce am învățat? Să purtăm mască, să purtăm mănuși, să stăm la distanță de oameni. Felix, parcă ești în stoardeză. Ia să mai fac o dată. Să purtăm mască, să purtăm mănuși, să stăm la distanță de oameni. Da? Și când sănutăm? Mică! Așadar, faceți toate lucrurile astea și rupeți butonul de cocolike și ne vedem data viitoare. Pa! Și hashtag stați în casă. Și nu uitați.